Sunt Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Vă salutăm și ne mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Așa cum de fiecare dată v-ați obișnuit și în această ediție, am de a avea un invitat deosebit, un om al lui Dumnezeu, un rugitor, un uh, om uh, pus deoparte pentru lucrarea Domnului și fără a mai sta pe gânduri, dați-mi voie să... Deci spun un bun revenit la noi în studio domnului Sorin Bădrăgan, pastor al Bisericii Creștine Baptiste Providența din București, președinte al comunității Bisericilor Baptiste București și, bineînțeles, profesor la Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea din București. Sorin, binevenit! Bine te-am bine regăsit! Mulțumesc de invitație. Cu drag în seara asta nu, uh, nu vă deranjează să vorbim la uh, Pertu, da? Uh, pot să iau toate, toate uh, să spun așa, formele de politețe, dar asta vreau să fie o discuție așa mai deschisă între noi. Dacă e să ne respectăm, ne respectăm așa cu mare drag uh, și, și... pentru că nu știu cu care pe care să le pun înainte. Am zis că fac o pauză. Slavă Domnului că avem și asemenea oameni și că putem să ne bucuram și de titluri academice și uh, slujit de acestea pe care Dumnezeu le pune la dispoziție la nivel regional uh, și bisericesc. Așa că, slavă Domnului pentru toate acestea. Dacă toți suntem la o discuție pe tema aceasta, apropo, chiar aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte la, la începutul de emisiunii despre dumneavoastră, pentru că lumea. Lumea vă știe într-un anumit fel, unii ca profesor, alții ca pastor, alții ca prate președinte de comunitate uh, baptistă, uh, alții ca student, cu siguranță mai aveți și dintre profesori care vă pot urmări. Uh, unii văd ca soț, alții aveți copii ca tată, na, ca părinte. Cu siguranță sunt multe, mult mai multe lucruri pe care am putea să le cunoaștem despre dumneavoastră. Și uh, Poate cele mai importante pe care aș vrea să ne amintim în seara aceasta, pentru că am vrea să știm și noi cine este Sorin Bădrăgan, înainte de toate. Și o să vedeți din ce perspectivă. Din perspectiva a omului întors la Dumnezeu, a omului care s-a întors, care l-a cunoscut pe Dumnezeu și apoi a omului care a intrat în vâjire. Știu că ați făcut studiile în perioada anilor 90, o perioadă specială în istoria României și în special în istoria bisericilor evanghelice, atunci când toată Suflarea creștină a cunoscut -o, o revigorare și vom discuta mai mult despre asta de-a lungul emisiunii. Și apoi, în ultimii 30 de ani s-au întâmplat foarte multe lucruri. Practic, chiar asta încercăm să vorbim în seara aceasta despre situația curentă a lumii evanghelice, în special a baptiștilor și atât la nivel intern cât și la modul de interacțiune cu societatea. A fost o introducere puțin mai lungă, dar am vrut să-i pregătesc pe telespectator ca la ce se aștepte din discuția noastră. Practic, vom începe cu o prezentare, apoi facem așa o analiză din de sus, cum helicopter view, cum spun mari oameni de afaceri, ne uităm puțin deasupra, la tot ce a însemnat schimbarea paradigmei, paradigmei în contextul acesta evanghelic și în bisericile baptiste în ultimii 30 de ani, să zicem. Mai ales că am trecut prin încercări. COVID, criza economică, migrație și alți război, da, și multe alte. Deci, practic, s-au întâmplat foarte multe. Și la nivelul societății, la fel, am trecut prin problemele acestea și apoi vom vedea ultima parte, cum ne putem revigora, pentru că dacă vorbim despre situația curentă, cu siguranță avem multe lucruri de îmbunătățit. Asta este părerea mea și vă provoc. Dacă cumva aveți o altă părere, chiar vă rog să o aruncați la filă și atunci schimbăm puțin rolurile. Așa uh, că, domnule profesor, vă rog frumos, cum vi se pare subiectul, în primul rând? Da. Uh, sigur, subiectul mi se pare de actualitate. Uh, au fost, uh, de fapt, mult mai multe lucruri uh, puse deja în discuție. Uh, voi uh, începe cu uh, primul aspect și anume o, o uh, prezentare a mea. Uh, sunt uh, fundamental un ucenic uh, entuziast uh, al lui Isus Hristos. Uh, M-am născut în Suceava pe frumoasele plaiuri bucovinene și în anul 1996 am venit în București uh, pentru... A studia la seminar, la Institutul Teologic Baptist, pentru a-mi pregăti pentru o lucrare la care am fost chemat de Dumnezeu, aș spune, într-un mod implacabil. Făcusem liceul de Mate Info, mi-a plăcut foarte mult matematica, am studiat foarte mult și pricepeam, de fapt, la matematică. Mi-a plăcut școala și aveam perspective în mai multe direcții, dar. În clasa 11 -a, spre finalul ei am început să mă urmărească gândul acesta era o, o chemare, o orientare a mea către pregătirea pentru a fi păstor într-o așa mare măsură. Încât toate celelalte glasuri care mă chemau, mâini care mă trăgeau în alte direcții, relații internaționale, informatică, matematică, toate astea, într-un fel, au, au dispărut în, în plan secundar. Și așa am ajuns la institut, pe care l-am absolvit în 2000, după care am obținut o bursă de studii în Anglia, la un program de master, unde m-am dus uh, doi ani, m-am întors în București și uh, de atunci slujesc uh, în cadrul Bisericii Baptiste Providența, uh, de asemenea în cadrul Facultății de Teologie Baptistă din Universitatea din București și uh, al seminarului, al institutului uh, și în uh, ultima uh, perioadă, de fapt, uh, ultimii patru ani uh, slujesc ca președinte al comunității, iar înainte de acești patru ani am fost am avut uh, două mandate de slujire ca secretar al uh, comunității. Cam asta ar fi, cum ar zice uh, englezul într-o coajă de nucă, într-un national, uh, parcursul, uh, parcursul meu. Uh, Aș zice, însă, că lucrul uh, fundamental uh, pentru mine este acela de a fi ucenicul uh, Domnului Isus și uh, aceasta este chemarea mea. Uh, principală uh, Asupra vieții mele, și bucuria uh, care, uh, într-un fel, alimentează uh, slujirea mea și uh, viața, uh, viața mea în, în general. Suntem, în primul rând, ucenicii Domnului Hristos, și apoi restul celălalt Dacă Dumnezeu ne mai dă și alte sarcini pe care se le ducem spre slujire, spre aduce Evanghelia știu eu, pe alte meleaguri, până la marginea pământului, în cariera didactică, la vă domnului și să le facem așa cum trebuie. Am spus că ne uităm puțin la contextul evanghelic. Ați avut mare binecuvântare să veniți într-o zonă, să spunem, frumoasă, Bucovina, la fel, o zonă binecuvântată de Dumnezeu, și din punct de vedere al prezenței evanghelicelor în, în Suceava. Și ați trecut și prin perioada aceasta, anilor 90, deci în care ați văzut foarte mult cum s-a dezvoltat, să spunem așa, mișcarea aceasta de renaștere spirituală a românilor. Foarte mulți oameni s-au întors la Domnul, foarte multe biserici, foarte multe organizații au investit. Și lucrurile au luat o turnură foarte, foarte frumoasă în perioada acela. Eu mi-aduc cu, cu dragă aminte de anii 90, după care a fost o perioadă uh, mai latentă, așa. Oamenii uh, Lucrurile au început să se așeze, am trecut mai multe crize, dar ceea ce este important și uh, este că prin toate aceste perioade, iată-ne că suntem astăzi în anul. 2023, deja avem o oarecare experiență, am învățat să ne descurcăm singuri, practic am trecut de perioada critică, deja suntem, zic eu, obișnuiți cu crizele și cu problemele, și, dar, bineînțeles, lucrurile s-au schimbat pe foarte multe planuri. Și asta vorbim la nivel bisericesc, la nivel, atât la nivel de oraș, cât și la nivel de, de, de sate. Dinamica bisericii s-a schimbat. Multe biserici au au scăzut. Aici vorbesc la general, să știți, nu mă refer doar la biserici, o ne uităm puțin la context. Oamenii par că au devenit puțin, pe de o parte, când zic biserici, mă refer în primul la componenta umană, da? la oameni. Oamenii au devenit poate mai puțin entuziaști. A spune că a mai scăzut interesul. Foarte mulți oameni au plecat și în afară pentru stai în muncă. Și atunci bisericii au început să scadă ca număr. Tinerii au început să migreze tot așa dinspre oraș, dinspre sat, către oraș. Bisericile de la sate au început la fel să, să scadă. Și ce e foarte important este că, pe de-o parte, am avut o grămadă, și avem și acum o grămadă de, de, de realizări, să spunem, pe plus, dar multe progrese pe care le-am făcut. S-au deschis biserici în locuri unde n am mai fost de mult biserici, în diaspora. Deci s-a dezvoltat foarte mult, dar pe de altă parte vedem și o, o scădere atât a interesului oamenilor de rând, oamenii parcă nu mai sunt atât de mișcați, și pe de altă parte și la nivelul de activități, mă refer la ceea ce înseamnă dezvoltarea bisericilor. Și aici punem oameni care se întorc la Domnul, biserici noi care se deschid, poate construcții și inclusiv la nivelul de construcțiilor, au scăzut și, cel mai important, oameni care sunt gata să pună mâna pe, pe, pe jugul dezlușitor. Da? Și la nivel de zonă. Deci, aș vrea să ne uităm puțin din perspectiva aceasta și să vedem cam cum vedeți dumneavoastră situația curentă a aspectului evanghelic din România. Aici puteți, inclusiv diaspora, da? Și apoi, dacă ne uităm la bisericile baptiste pe care le cunoașteți, fiind secretari și. Cunoașteți foarte bine sudul României din perspectiva asta. Uh, sudul României care are, o, să spun, are un specific aparte față de celelalte zone din punct de vedere al prezenței evanghelicilor. Și atunci uh, vom vedea că, mulțumim Dumnezeu, așa ca să începem cu frumosul și cu binele înainte, slavă Domnului că suntem uh, astăzi și putem să mărturisim încă Evanghelia, dar s-au întâmplat și foarte multe lucruri care uh, au făcut ca să spunem, impactul nostru să scadă și uh, oamenii ba să nu se mai întoarcă deloc pur și simplu să o ia pe alte să aibă alte interese sau unii chiar să se depărteze, știau, să știu să scadă ca număr uh, Nu uitați, vă rog, că și trebuie să ținem minte că România a trecut și trece în continuare pe niște crize covid uh, a afectat foarte mult războiul, crizele economice, deci cum să spun au fost niște factori care și extern, n-aș spune, n-aș vrea să ne luăm nici vina în totalitate, pentru că noi e vina, ci și contextul în care trăim. Okay. Păi, deja ați făcut o radiografie a situației. Da, dar asta este părerea mea. proprie și da. părerea aceasta? Și, de fapt, lucrurile, pe de o parte, trebuie privite în teren și pe de altă parte ar trebui să ne uităm la statistici, pentru că cifrele, cum se zice, numerele nu mint. În ceea ce privește statisticile, e foarte interesant. Acum, din punct de vedere al procentului, că din și baptiști, spre exemplu, nu au scăzut foarte mult raportat la populația României. Da? Din 1930, sau în 1930, când s-a făcut un recensământ, baptiștii erau undeva la 60 de mii, la o populație de 18 milioane, eram 0,33%. Începând cu 92, anul 92, după Revoluție, am fost peste 45%. În 92, 109.000. Din 22 de milioane, 0,47%. În 2002, la arcensământ, 126.600 din uh, 21 de milioane erau 0,58%, și acum în 2022, 103.000 din 18, 19 milioane, care înseamnă 0,54%. Deci, statistic vorbind, numărul nu a scăzut. Ca procent. Uh, acum, lucrul ăsta nu e neapărat o veste bună, pentru că în același timp că dincioșii pentecostali uh, s-au triplat cel puțin ca, ca număr. De fapt, dacă o luăm din 30, creșterea este mult mai mare. Și nu doar numeric, ci și procentual. Uh, aceasta este o dimensiune a problemei. Celălalt aspect este cel legat a, de ceea ce noi găsim în teren. Și în teren vedem că, într-adevăr, situația nu este una foarte bună, una foarte roz. Sunt biserici în mediul rural care se închid sau care au foarte puțini membri. Sunt biserici care, altădată, erau comunități vibrante, pline de credincioși sigur că sunt multe explicații și ele, ele ar trebui luate cumulativ. Pe de o parte o dimensiune sau un aspect social. E o migrație dinspre rural spre urban care a început în anii 90 și care nu se mai termină. Și asta este într-un fel de înțeles pentru că oamenii se duc acolo unde au slujbe, pentru ca să poată trăi. Și lucrul ăsta, migrația asta economică a avut un impact foarte mare asupra vieții bisericilor. Dar cu siguranță că factorul acesta al migrației economice nu este cel mai mare și poate nu este singurul și poate nu este cel mai important. Pentru că de asemenea ce vedem este că noi uh, am fost uh, prinși într-un tăvălug al schimbărilor uh, culturale, economice, sociale, politice în ultimii 30 de ani, în așa-numita tranziție din care n-am prea ieșit încă. Și uh, tăvălugul ăsta a antrenat uh, niște uh, forțe care pe noi uh, credincioși și uh, ne-au cam păcălit. Uh, și sunt, sunt, niște schimbări uh, foarte mari în uh, comportamentul uh, oamenilor vis-a-vis uh, -vis de așteptarea de a avea mereu o experiență plăcută, uh, de a căuta confortul, de a nu călători distanțe foarte mari, uh, de a nu ieși din zona de confort, de a avea cele mai bune condiții în locul în care ducem și asta se vede și în așteptările pe care oamenii le au atunci când merg la o slujbă, la un timp de, de închinare. De asemenea, ritmul vieții s-a schimbat foarte mult. Și dacă înainte de 89 se mergea la lucru în trei schimburi: 1, 2, 3, erau 8 ore de lucru, de obicei. Se călătorea destul de puțin, pentru că fabricile erau aproape, oamenii puteau merge chiar pe jos la fabricile unde lucrau. După 89, ritmul vieții s-a accelerat foarte mult. Sunt o serie de probleme, de provocări, stăm mult mai mult în trafic. Deci, timpul pe care îl avem la dispoziție este foarte limitat. Mai mult decât atât, nu doar că petrecem poate mai mult timp la lucru, nu doar 8 ore, poate uneori 10 ore, cu călătorie, dus-întors, dus se adună multe ceasuri, dar avem mult mai multe lucruri care trag de noi să le facem pentru a ne ocupa timpul puțin, timpul liber puțin pe care îl mai avem. Bineînțeles, tehnologia avem rețele sociale care ne, ne, cer timpul și foarte ușor, foarte lesne le acordăm. Așadar, există provocările acestea și mă tem că poate cel mai important aspect este care e influențat de asta de două, este acela al a unei diluări a, a, vieții spirituale a credincioșilor din, din bisericile evanghelice și noi vorbim despre lucrurile din, sau vremurile din urmă. Um, e, într-un fel, um, un fenomen pe care îl, îl remarcăm și ar trebui să începem să ne uităm fiecare în oglindă, uh, pentru că în dreptul fiecăruia sunt lucruri care ar putea fi făcute mai bine. Așadar, Realitatea este că pentru mulți dintre evanghelicii din România, în primul rând pentru, pentru baptiști, situația din teren nu este una foarte, foarte bună. Lucrul ăsta se vede în lumea întreagă, de fapt. Deși, după cum am remarcat în istoria Bisericii, sunt zone în care credința personală, căutarea lui Dumnezeu, sunt mai prezente. Sunt focuri ale mișcării creștine care se aprind în diferite colțuri ale lumii. Și, și de fapt și în țară avem zone sau avem biserici, avem localități în care se întâmplă ceva și lucrurile astea trebuie să fie văzute ca niște Încurajări, niște motive să perseverăm, să facem ceea ce trebuie pentru ca să cunoaștem din nou vremuri de înviorare. Așadar, situația nu este foarte bună, dar este, există speranță. Există speranță și poate. Cred că asta e la al treilea aspect pe care îl dorit. Da, să pentru că, clar, nu putem să plecăm de aici până nu dăm câteva. Să spunem așa, rază de speranță, plecând, bineînțeles, de la Sfânta Scriptură și de la Harul care încă mai curge de la Golgota, da, este încă har și putem să ne gândim la, la momentul acesta al revigorării. Acum, când vorbim despre. Dacă aș pune aceeași, aceeași întrebare uh, unor credincioși de rând, oameni care stau de obicei în bancă și nu prea fac nimic, uh, cam toată lumea ajunge la aceeași concluzie. Uh, atunci când vorbim despre cauză, atunci sunt puțin mai nuanțate și puțin mai, să spun eu, mai direcționate către slujitori, ceea ce este incorrect din punctul meu de vedere, pentru că atunci când vorbim despre biserică și despre lucrarea aceasta pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ, de a fi martor și de a duce prin noi Evanghelia, lumii în care trăim, este o lucrare de echipă, este o lucrare bineînțeles prin, uh, lucrarea este a lui Dumnezeu, dar Dumnezeu se folosește de noi oameni și atunci uh, s-a împământănit ideea asta și am observat-o de multe ori că uh, un credincios de rând a spune da, păi păstorii nu fac sau păstorii nu predică sau nu fac și, și se scuză da, pentru activitatea aceasta de a nu face nimic, activitatea de a nu face nimic da? și de a comenta Că, crezând că oarecum de de implicare, de a face emisiune, de a nu știu, orice altceva de a cânta, dacă se de a face lucruri sociale, le punem și pe acestea la, este doar a unor categorie doamne, iar restul sunt doar niște consumatori slujitoarea trebuie să fie mulțumit că au pe cineva în bancă, greșit asta vreau să spun, deci este o responsabilitate comună, da, este comună pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură cu siguranță că vedem dimensiunea asta a unei responsabilități speciale pe care o au cei care sunt în fruntea comunității de credincioși a bisericii. Pentru că ei au menirea de a sluji credincioșii, de a-i de a conduce, duhovnicește. O, o biserică locală și uh, sunt lucruri care țin cu siguranță de uh, cei care sunt în fruntea poporului. Însă, în același timp, uh, trimiterea, marea trimitere nu este doar pentru păstori, pentru prezbiteri, pentru diacon, pentru cei uh, din comitetele, să zicem, bisericilor locale, ci uh, ea, marea trimitere este pentru fiecare credincios. Domnul Iisus Hristos a promis în fapte 1 cu 8 că ne va da o putere atunci când primim Duhul lui Dumnezeu pentru a fi martori. Iar martori trebuie să fim toți aceia care am văzut. Am văzut ce poate să facă Dumnezeu în viața unui păcătos. Și trimiterea aceasta de a-L mărturisi pe Hristos este dată fiecăruia dintre noi, fiecare credincios ca un modular în trupul lui Hristos, ceea ce Martin Luther, reformatorul redescoperea și anume acest concept al preoției universale. Noi, noi toți suntem preoți, toți avem acces înaintea lui Dumnezeu și toți avem daruri, fiecare noi are daruri pe care Duhul lui Dumnezeu le dă în vederea îndeplinirii lucrării, în vederea uh, edificării trupului lui Hristos, le punem uh, în negoți uh, pentru ca ele să, aducă, să producă creșterea, dar uh, pentru că toți suntem preoți, toți avem acces la Dumnezeu, toți suntem responsabilizați să facem lucrare. Uh, pastorii sunt uh, Cumva puși deoparte pentru anumite slujbe în cadrul trupului în care toți suntem egali. Nu avem o înțelegere cum că cei care sunt în fruntea Bisericii ar avea un statut special, mai ales ontologic, ar avea o calitate fundamental diferită, ar avea un har deosebit, un sacrament deosebit sau un harveni printr un sacrament, cum, cum uh, consideră alte uh, culte creștine. Uh, toți suntem egal, dar în baza chemării personale pe care Dumnezeu are pentru unii credincioși, pe care biserica locală chemare pe care biserica locală o confirmă, unii sunt puși deoparte pentru lucrare, dar lucrarea este a bisericii, a trupului toți suntem chemați să fim martori, să facem lucrul ăsta prin viața noastră, prin fapte și prin vorbele noastre. De aceea, starea Bisericii nu ar trebui uh, să fie legată de o, un singur grup exact. din Biserică. Ea, ea este o, o reflexie a nivelului, a locului în care se află biserica în totalitatea ei. Absolut. Cu siguranță că asta nu înseamnă că ar trebui să fugim de responsabilitate și n-ar trebui să dăm vina unii pe alții, ci ar trebui să ne așezăm, să recunoaștem care sunt problemele și să vedem unde avem noi, fiecare uh, membru, fiecare mădular al trupului lui Hristos, unde avem uh, responsabilități, poate uneori vină, uh, și să identificăm lucrurile pe care le putem face pentru ca să ieșim din uh, starea aceasta, pentru că se poate. De ce se poate? Pentru că Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Matei, eu îmi voi zidi biserica. El zidește și noi suntem împreună lucrători cu Hristos. Și pentru că e ceva, e o lucrare care depinde de El și nu depinde de noi, um, El are inițiativa, noi putem să ne alăturăm și Hristos poate să facă lucruri mari, așa cum a făcut în fiecare generație. Așa este. Slavă Domnului! Uh, Aș să ne uităm puțin și la aspectul acesta al. Uh, predicării și închinării, în special pentru generația tânără, apropo de dezvoltarea internetului și a, a tot ce înseamnă platforma aceasta virtuală, platformele virtuale. Trim deja într-o lume mixtă, o lume în care, da, lumea fizică și apoi lumea aceasta virtuală, care a adus foarte multe și aduce foarte multe beneficii, dar și o, o distanțare pe de -o altă parte de noi ca oameni și, și bineînțeles, și o, o o formă de formalism, să spunem așa, când privește participarea în chinarea. Asta, bineînțeles, și cu ajutorul pandemiei, care ne-a forțat într-un fel să adoptăm în biserici forma de aceasta de uh, participare online, de uh, transmitere prin streaming video a, a tot ce înseamnă servicii. Iar unii dintre cei care au trecut prin perioada aceea nu s-au mai întors și rămân în continuare în zona aceasta online-ului. Deși ea a fost destinată practic pentru a nu veni la biserică, pentru a nu asta sta la părtășie și pentru a suplini o nevoie. De ce întreb? Pentru că mă gândesc dacă cumva una din cauzele ale, să zicem, situației curente este și lipsa de relevanță a învățăturii dumnezești, deci a Sfintelor Scripturii ca formă, da? Pentru generația de astăzi. Tinerilor, Adolescenților care stau tot timpul online, poate formele acelea vechi cu care noi am crescut. Deci, ne aducem aminte de programele acelea de trei ore, dar nu-ți comenta nimeni. Și, cu greu, oamenii mă acceptă acum o predică de 50-60 de minute sau știu eu. Și alte alte lucruri pe care noi le făceam fără să, să avem, ne gândim că ar putea fi și altfel. Da? Deci, și apoi forma în care, da, metodele acestea, unele au fost adoptate, altele mai puțin adoptate, iar generația tânără, cea care într-adevăr ar trebui să fie continuatorul, cea care va continua uh, misiunea noastră și așa cum și noi am dus-o a părinților noștri, este mai puțin deschisă. Practic nu se mai regăsește în formele acestea, în sistemele acestea, să spunem. În general, ei sunt antisistem, orice și politic și chiar sistemul acestea părintești, ca să zic, da? Prin, asta, e, asta e vremea în care trăim. Cum, cum credeți că e? Asta e o provocare pentru, pentru noi toți, de fapt. Și ar trebui să fim foarte intenționali în a înțelege, pe de-o parte, vremurile în care, în care trăim. E o realitate. Care a caracterizat fiecare generație. Într-o generație, ai oameni care sunt de diferite vârste, în sensul pe parcursul, să zicem, a 50 de ani. Ai persoane care sunt tinere, persoane care sunt mature, care sunt mai în vârstă, așteptările sunt diferite. Generația noastră este uh, generația care a experimentat cele mai mari schimbări uh, de tehnologie din toată istoria umanității. Amintiți-vă că, în urmă cu 30 de ani, uh, sunam uh, undeva cu un telefon care avea un fir. Uh, nu toată lumea avea telefon. Dacă doream să sunăm bunicii de la țară, de obicei era un singur telefon în sat sau pe o uliță sunam la respectiva persoană, rugam să trimite vorbă, să-i cheme ca peste o oră, două sau trei, să ne putem auzi la, la telefon. Ori astăzi avem telefonul, avem agenda, avem computerul, avem televizorul, toate într-un device, într-un telefon. Și lucrurile acestea au un impact foarte mare asupra, asupra noastră. Informația este la un pas distanță, e la un click distanță. Și tocmai de aceea se schimbă tot și în modul în care face învățământ. Este redundant ca la curs să dictezi studenților materia așa cum se făcea în anii 80-90, pentru că nimeni nu avea acces la informații. Și informația se dădea verbal de către profesor. Astăzi, o, un munte de informații este doar la un clic distanță. Așadar, sunt foarte multe schimbări în, în societate, și este foarte adevărat că generația tânără sau tinerii de astăzi operează foarte diferit față de cum am operat noi. Numai că ziceam că asta a fost o provocare dintotdeauna pentru, pentru, pentru Biserică, și uh, Biserica uh, este uh, universală uh, și din punctul de vedere al sferei de cuprindere. Biserica nu ar trebui să fie Biserica doar a tinerilor sau a celor în vârstă sau a celor maturi, uh, ci ar trebui să fie. O comunitate în care au loc toți. Atunci ce înseamnă lucrul ăsta, asta înseamnă că ar trebui să fim mereu preocupați ca toți cei care sunt în, într-o comunitate locală, regională și națională, să aibă loc, să își trăiască, să înțeleagă credința. Și una dintre uh, provocările uh, mari cu care noi ne confruntăm uh, mereu, este. Ceea ce spuneam mai devreme, să fim martori ai lui Hristos înseamnă să vorbim despre Hristos unor oameni, unor semeni care trăiesc în generația noastră. Iar cei care trăiesc în generația noastră, pentru că nu putem mărturisi cuiva care nu mai este printre noi. Exact. Nu putem mărturisi cuiva care va veni. A, putem să lăsăm niște mărturii în speranța că ele vor fi înțelese. Dar noi în secolul 21 trebuie să vorbim despre Hristos, celor care trăiesc în secolul 21. Și lucrul acesta înseamnă că, pe de-o parte, trebuie să facem efortul să înțelegem modul în care gândesc cei din secolul 21. Să ne folosim de instrumentele din secolul 21. Spre exemplu, Uh, ar fi culmea ca noi să ne uh, rezumăm doar la uneltele pe care le foloseau cei din secolul III. Cei din secolul III uh, sau secolul II, să zicem, creștinii, mulți dintre ei nu știau să scrie și să citească. Și unii ca să mărturisească, desenau. Nu? Noi, ori noi între timp citim, scriem. Ar fi culmea să ne rezumăm doar la instrumentele pe care le aveau cei din secolul XVI sau XVII timpul reformei sau al apariției Mișcării Baptiste, spre exemplu. Să scriem pe pergamente, deși în urma descoperirii tiparniței de Gutenberg, de la mijlocul secolului al XVI-lea, oamenii au avut acces la la scris, la materiale scrise. Și atunci, de fapt al XV-lea, ar fi culmea să ne rezumăm la acelea. Noi astăzi avem internet, putem să folosim, avem camere video, putem să filmăm, putem să fim prezenți unde sunt oamenii prezenți. Unde sunt oamenii prezenți? Oamenii sunt prezenți pe străzi, oamenii sunt prezenți în acest construct pe care nimeni nu și-l putea imagina, care este mediul virtual. Să folosim mass media, să facem... Uh, să avem filme creștine, pentru că oamenii se uită la astea. Exact. Să avem prezentări, să facem emisiuni cum facem, cum facem acum, să facem apuri care să fie instrumente prin care tinerii să poată să uh, citească scriptura, să primească o încurajare. Uh, așadar, ne trebuie multă înțelepciune și cred că ne trebuie și maturitate duhovnicească, spirituală să recunoaștem uh, fiecarei comunități de credincioși la nivel local, fiecarei biserici, să recunoaștem libertatea și autoritatea de a identifica cele mai bune moduri de a fi ucenicul lui Hristos sau de a fi martorii lui Hristos în locul în care Dumnezeu i-a așezat. În sensul că, și eu fiind baptist, uh, pentru, pentru mine principiul acesta care a fost drag și un principiu de bază al mișcării baptiste, e foarte important. Și anume, unitate în diversitate. Rămânem fideli cuvântului lui Dumnezeu întru totul. Nu avem voie să schimbăm o iotă a cuvântului. Deci fondul este același. Învățăturile răiesc din cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura trebuie să fie... Îndreptarul nostru trebuie să fie unica sursă de învățătură pentru noi și reperul pentru trăirea noastră și pentru practicile noastre. Dar formele pe care noi le avem, ele, ele trebuie să fie în așa fel folosite încât să poată să răspundă preocupărilor, nevoilor, să facă inteligibilă credința noastră celor din secolul 21. Așa este și așa cred și eu că trebuie să avem capabilitatea pe care am avut-o de-a lungul timpului să ne adaptăm și să mergem acolo unde sunt oamenii. Dacă oamenii sunt în online, acolo trebuie să fim. Da? Și slavă Domnului! Am făcut așa o scurtă analiză a ceea ce există. Haideți să ne uităm puțin acum spre a doua parte a emisiunii și la câteva măsuri pe care, sau să spunem, câteva măsuri, poate e poate prea dur spus, câțiva pași pe care îi putem face. Că până la urmă noi știm că suntem în mâna lui Dumnezeu și biserica nu e a noastră, e a mâna lui Dumnezeu. Deci, practic, și dacă am vrea noi să facem tot ce putem face omenește, dacă nu e vără, Dumnezeu să se întâmplă, ceva nu se întâmplă. Dar cred că plecând a tot așa de la Sfânta Scriptură și la ceea ce simțim că trebuie să facem așa prin îndemnul Duhului Sfânt, n-ar trebui să rămânem blocați în toate aceste, să spunem, minusuri pe care le avem de-a lungul timpului, pe care le vedem, pe care le simțim. Fiecare dintre noi suntem oameni, ne vedem uitându la noi și la cei din jurul nostru. Și știu că s-a fost implicat și ați participat la mai multe să spunem așa, se în conferințe pe tema aceasta a revigorării, a multiplicării, a revitalizării. Da? Și pe lângă asta, cam care credeți că ar trebui să fie direcția de acum încolo? Nu știm cât Dumnezeu ne va mai lăsa. Suntem în ceea ce suntem, nu știm ce se va întâmpla. Dar cel puțin la nivelul nostru, așa cum sunt și vreau să vă uitați din două perspective. Perspectiva de slujitor, da? Pentru, dar și a care stă în bancă și nu e implicat. Din păcate. Pentru că mulți oameni așteaptă că doar o parte și am, deja am discutat asta. Cu alte cuvinte, aș vrea să spun că am care ar fi așteptările dumneavoastră și din partea credincioșilor. Pasiv. Nu numai acelor slujitor care, într-adevăr, sunt în linia întâi și pe ei cade responsabilitatea principală. Deci, sau dacă se poate face ceva. Haideți să o luăm așa, începem cu începutul. Uh, sigur se poate face pentru că Dumnezeu a spus că El este acela care are toate lucrurile în control. Domnul Isus a, a spus din nou, ziceam, eu îmi voi zidi Biserica, porțile, locuințe morților nu vor birui. Biserica poate fi învingătoare, trebuie să fie învingătoare, pentru că ea, ea este um, comunitatea formată din cei care l-au întâlnit pe Hristos și au, au gustat puterea Duhului Sfânt la lucru în viața lor. E comunitatea învierii. Biserica este biruitoare. Câte vreme biserica îl urmează pe Hristos și îl recunoaște pe Hristos, îl urmează pe Hristos, face ceea ce a cerut Hristos, biserica va birui. Biserica nu este înfrântă. Înfrânt este cel rău. Și locuința morților, și moartea, și uh, uh, îngerii căzuți uh, din jurul lui, lui Satan. Biserica este biruitoare. Și uh, vedem lucrul ăsta... De fapt, în, în toate generațiile, dacă, dacă ne gândim la vremurile grele ale persecuției, dinainte de 313, când Constantin, prin edictul la, așa numit Edict de la Milano, a, a permis creștinismului să fie religio-licita, adică să fie o religie cunoscută, recunoscută, legală, am văzut 10 valuri de persecuții mari, nero, care ungea pe creștini cu smoală și apoi ardea ca pe niște torțe vii la petrecile lui de străbălate. Am văzut persecuții în vremea lui Diocletian, Domitian, Decius, Septimius Severus și totuși cred că din și se înmulțeau. Biserica a fost apoi păcălită, aș zice eu, într-o înțelegere cu, cu statul unii dintre andam spuneau că biserica a încetat să existe. De ce? Pentru că în loc să-și facă treaba, ea s-a bucurat de beneficii, s-a așezat în societate, a început să construiască așa-numita creștinătate, nu atât de mult evanghelia predicată, ci sistemul socio-politico-cultural construit pe valori creștine și de aceea acum atragem ponoasele pentru că s-a dezvoltat un sistem... Însă, fără, să aibă, fără ca indivizii să aibă credința din inima lor. Clar. Și atunci am avut mult de suferit. Dar Biserica care l-a căutat pe Hristos și a încercat să rămână aproape de Cuvântul Dumnezeu a avut spor, a abiruit. Și lucrul ăsta poate să fie o realitate și pentru noi în vremuri care sunt foarte grele. În vremuri care sunt foarte grele pentru că ne sunt necunoscute. Noi suntem acum, de fapt, într-un uh, într val care se rostogolește și încă nu știm cum se va încheia. Pentru că uh, uh, expansiunea asta a tehnologiei și transformările tehnologice încă n-au ajuns la capătul acestei faze. Nici nu știm când se va încheia. Pentru că asta e probabil o, o altă temă mai uh, sinuoasă și ar necesita mai multe discuții, dar au fost niște revoluții tehnologice. Da? Revoluția uh, tehnologică adusă de tiparniță a fost una dintre ele, dar internetul plus expansiunea și avansul tehnologic pe care noi îl avem în ultimii 30 de ani uh, uh, au, au, sau produc o revoluție. Mai, mai mare în impact decât orice am avut până acum. Exact. Și atunci a, provocările sunt, a, sunt foarte mari, sunt multe. Le dibuim acum și ar trebui să să petrecem mai mult timp încercând să înțelegem unde suntem ca generație, nu și nu e pentru ca mărturia noastră să fie pe înțelesul celor cărora ne adresăm și să să le mărturisim unde sunt ei acum, dar indiferent de ce se întâmplă, biserica este a lui Hristos. El poate să o zidească și eu cred că noi trebuie să avem curaj, credincioșii, să îndrăznim, să depunem mărturia. Ce ne trebuie fundamental, lucrurile sunt aceleași. Trebuie să ne rugăm. Rugăciunea este unul dintre cele mai importante, dar cele mai neglijate uh, instrumente pe care Dumnezeu ni le-a dat de a cunoaște pe El, de a trăi viața de credință, de a avea impact, de uh, a reuși să ne îndeplinim slujba încredințată de Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm mult mai mult decât o facem. Trebuie să redescoperim dulceața rugăciunii, importanța rugăciunii și cu toate disciplinele duhovnice și spirituale. Postul, venirea noastră împreună, reflexia, meditarea asupra cuvântului Dumnezeu. Și aici toți putem să facem și toți trebuie să facem, toți credincioșii. Cred că trebuie să ne întoarcem la cuvânt să citim Cuvântul Lui Dumnezeu, e, e, trist analfabetismul ăsta biblic care apare, a apărut în ultimele decade. Să zicem că mai sunt diferite inițiative care sunt extraordinar de bune. Olimpiade biblice, învățarea Cuvântului, da, concursuri. Astea sunt foarte bune, dar în general, nu mai citim Scriptura așa de mult cum o făceam. Trebuie să ne întoarcem la cuvânt. Fiecare credincios să aibă disciplina asta a citirii cuvântului, a meditării la cuvânt. Iar noi predicatorii trebuie să fim mult mai uh, plini de uh, pasiune pentru, pentru cuvânt și pentru predicarea lui curată uh, fără prea multe zorzonele, fără uh, să, să ne prezentăm propriile noastre gânduri și să epatăm cu filozofii cu uh, predicarea trebuie să fie biblică, trebuie să fie cristocentrică, trebuie să fie cu putere, cu pasiune uh, și cu siguranță mărturia noastră trebuie depusă uh, din nou pe înțelesul oamenilor cu care avem de a face. Sunt uh, organizații, sunt biserici în țară, în afară uh, care pot să ofere idei putem face o, o grămadă de, de proiecte, de lucruri. Grupuri în care să le explicăm oamenilor principalele învățături creștine. Astea pot fi legate uneori de pasiune. Am -au auzit de proiecte, de cluburi de citire, de, de discuții pe anumite teme. Eu cred că foarte importantă este Ieșirea în societate de noi evanghelicii cu proiecte educaționale, grădinițe, școli, universități, în contextul ăsta în care școlile din țara noastră experimentează niște lucruri înfiorătoare uneori. Școlile au devenit o, o atracție pentru cei care vând droguri, care vând pornografie, care fac lucruri abominabile școli creștine, ar fi o oază în care noi ne putem întâlni cu oamenii și putem prezenta Evanghelia. Deci avem nevoie de o căutare a voiei lui Dumnezeu și identificarea celor mai bune modalități de a mărturisi pe Hristos la nivelul local. E important să venim împreună să împărtășim idei, să vedem cum funcționează lucrurile în diferite locuri, conferințe de pregătire. Cred că este foarte important ca cei mai mari să ajute pe cei mai mici, bisericile mari. mai mari din oraș în general, nu neapărat, deci nu e exclusiv de orașe, că sunt și zone în rural unde bisericile sunt încă solide, să ajute pe, pe cei mai mici. Cred că e important să venim împreună cu o strategie de evanghelizare, de plantare de biserici, de a face misiune. Toate acestea sunt posibile și pot avea succes pentru că biserica nu e a noastră, ci este a lui Hristos. Și noi avem privilegiul de a fi împreună lucrător cu Hristos, Mântuitorul și capul bisericii. La vă, Domnului. Bun, deci în concluzie există speranță, există lumină la capătul tunelului. N-am Vreau să să scot în evidență doar lucrurile acestea care, într-adevăr, ne provoacă și ne face să ne gândim ceea ce am încercat să facem și în această emisiune. Dar slavă Domnului că Dumnezeu este deasupra, El ne călăuzește și avem încă toate, avem uneltele la dispoziție. Ne trebuie voință, ne trebuie dedicare, într-adevăr, și slavă Domnului. Oamenii trebuie să-și facă fiecare chemare, să-și ducă. Și asta ne aflăm noi, oamenii credincioși, oamenii care au fost chemați, doar nu, nu doar să facem, să spunem așa, să ocupăm un spațiu într-o biserică, ci să fim implicați de, de fiecare parte. Fie că suntem la învăț, fie că suntem în sală. Părere păstor, președinte, la domnule pentru discuția de acum, m-am bucurat să... Să ne împărtășim așa din experiența dumneavoastră și mai mult din viziunea aceasta pe care o aveți. Deci, o viziune optimistă, spune eu. Mai sunt multe lucruri, dacă ne -am spune. N-am atins puțin, n-am atins deloc latura aceasta instituțională, autonomiei bisericești, dar știu că le-ați discutat deja în altă parte, în care, într-adevăr, în spiritul acesta al frățietății și a lucrării și a conlucrării între noi, ar trebui să ne ajutăm să ne punem toate eforturile la dispoziție în care, în care, să lucrăm și să ducem într-adevăr Evanghelia prin mărturia noastră. La final, dacă aveți un gând, o, o concluzie, un sfat, știu, eu, o nevoie pentru care să ne rugăm, o încurajare, o, o dojană, știu eu, știți cum e, un gând de un verset, orice, Um, da, stați, stați, să vă spun de ce întreb asta. Și pentru că de obicei oamenii, când vă văd, și mai ales acum, în, în, în perspectiva aceasta a poziției pe care Dumnezeu v-a însărcinat-o de lider în, în, în lumea aceasta baptistă din România, oamenii întotdeauna înșiră poate sute de așteptări. Dar și până la urmă, și Sorin Bădrăgan este om, este slujitor, este, v-am spus, Tată. Soț are și el nevoile și așteptările lui. Așa că acum vă dau, vă dau posibilitatea și chiar vă rog să ne spuneți, așa la final, ca și o concluzie, care sunt și așteptările dumneavoastră? Pentru că așteptările celorlalți le știți mai bine și probabil multe nu le știți, dar dacă ar vrea cineva, ne-am ne pune uh, și am scrie sute, dar nu cred că asta e. Și Slujitorul are așteptări lui și pastorul Sorin Bădăgan și președintele Sorin Bădăgan are așteptări lui. Așa că vă rog. Um, nu e foarte mult timp pentru asta. <laughs> dar ce aș spune este că mă rog să fim un pic mai atenți la modul în care ne folosim uh, timpul și energia noastră. Pentru că uh, una din problemele uh, care duc uh, sau au dus și conduc și ne mențin în starea în care suntem este aceea că uh, suntem orientați prea mult spre noi înșine, spre interior și folosim foarte multă energie în interiorul bisericilor locale și al structurilor noastre, uitându-ne doar la noi. Um, ori e foarte interesant, biserica este în permanență adunată și împrăștiată. Noi suntem eclesia, biserica celor chemați să vină afară, să se strângă. Domnul Iisus ne zice, veniți la mine toți cei trudini și împovărați, ne, ne adunăm la slujbe, dar același Domnul Isus spune la finalul Evangheliei după Matei: Mergeți în toată lumea! Și ne, ne împrăștiem cu o misiune. Și eu cred că ce facem noi cu prea mare ușurință este să petrecem prea mult timp uitându-ne la noi, începând să discutăm lucruri deseori care nu zidesc. Uh, să ne legăm de liderii bisericii, de păstori, păstorii să-i certe pe uh, enoriași că nu sunt suficient de nu știu cum. Eu cred că trebuie ca toți să uh, le facem pe amândouă. Cu o mână să mânuim mistria, să zidim uh, lucrarea uh, internă, interioară, să Uh, să căutăm, să trăim viețile uh, în viața noastră, după cum ne-a învățat Hristos, dar uh, cu cealaltă mână uh, avem nevoie să luăm sabia cuvântului și să ne ducem și să luptăm, să mărturisim pe Domnul și uh, să slujim uh, în afară. Și eu cred că măsura în care vom reuși să ne aruncăm atenția noastră să ne petrecem timpul nostru și energia să căltuim energia noastră făcând slujirea în afară care de fapt este ceea ce Hristos ne-a chemat să facem aceea va fi și măsura succesului nostru. Așadar îndemnul meu ar fi să comentăm mai puțin să petrecem mai puțin timp doar vorbind între noi și de obicei când începem să vorbim între noi, nu vorbim de bine, ci vorbim de rău, ceea ce e foarte greșit, și în schimb să ne asumăm lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și să mergem cu încredere, cu viziune, cu pasiune să cucerim țara asta pentru Hristos. Slavă Domnului! Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă urăm multă binecuvântare în ceea ce faceți, în lujirea pe care aveți atât la nivel de păstorire, de leadership în cadrul comunității, și, bineînțeles, în și poate dascăl în Universitatea din București, la Facultatea de Teologie. Dumnezeu să vă dea binecuvântare și succes! Amin, vă mulțumesc! Stimați prieteni, și de asta vă mulțumesc pentru seara aceasta, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Până data viitoare, noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!